Pentru mine, Watch Dogs a fost multă vreme un mister, deoarece am ignorat toată literatura despre el și m-am axat strict pe trailere. Și îmi plăcea ceea ce vedeam. Secvențe de hacking în piața publică, urmăriri cu mașini, conectarea la un sistem de operare omniprezent, ce să mai, Shaolin, Matrix, GTA Reloaded. Apoi, după ce jocul s-a lansat și apele s-au mai calmat, am început să recomand prietenilor acest titlu, drept un GTA cu hacking. Acum vă aduc în față un review al variantei de PS3 a lui Watch Dogs, care pot spune că e o ușoară dezamăgire. Încep cu cel mai la îndemână aspect și anume grafica. Toată lumea vrea să știe cum arată Watch Dogs versus GTA 5, mai ales pe PS3. Pe această consolă, cel puțin în acest titlu nou, Watch Dogs arată mai slab decât cel mai nou GTA și asta se vede cel mai clar pe timp de zi, în special la reflecțiile luminii pe automobile. Poate de aceea majoritatea jocului Watch Dogs se desfășoară în penumbră sau seara. Revenind la joc, acesta vă pune în pielea lui Aiden, un hacker vigilante din Chicago, care intră în cârdășie cu un hacker numit Damien, împreună cu care realizează o spargere digitală. Lucrurile merg prost, iar băieții cu ochii albaștri ajung la rudele lui Aiden, iar un copil este ucis. Apoi eroul nostru devine total schimbat, un sociopat mercenar care îi vânează pe cei vinovați și își protejează cu orice preț sora și nepoata. Problema e că Aiden nu prea e un personaj cu care să ne identificăm, pe care să-l iubim sau chiar să-l urâm. În ultimii ani am avut o tonă de personaje memorabile, ba chiar unul de la Ubisoft, faimosul Vaas din Far Cry 3. Nu putem uita și de Max Payne 3 și personajul său principal, de Agent 47 din Hitman, cel mai nou Hitman, sau de personajele din Last of Us sau Beyond Two Souls. Toate acestea sunt peste Aiden Pierce, care deși se vrea a fi un badass în Watch Dogs, are o anumită doză de răceală și nepăsare care enervează. Parcă mai interesantă este hackerița Godpunk, care îl ajută, parcă extrasă din fata cu un dragon tatuat. Watch Dogs pune la dispoziție un Chicago uriaș, dar are probleme cu asta, fiindu-i greu să păstreze un frame rate ridicat, constant, și unele texturi și modele arătând rău pentru 2014. Ca să nu mai vorbim de bug-uri, precum personaje împușcate și rămase în picioare, sau continuă să meargă cu capul plin de sânge. În fine, Aiden își va petrece timpul îndeplinind misiuni legate de poveste, dar și misiuni secundare și opționale, de la interceptarea unui convoi de mașini până la hack-uri de tot felul și prevenirea unei infracțiuni după interceptarea unui apel. Orașul Chicago este interconectat prin CityOS, o structură informațională răspândită peste tot, de la camere de filmat la bancomate, uși electronice, frigidere, smartphone-uri, poliție și orice altceva îți poți imagina. Evident, asta face deliciul hackerilor și al vostru mai ales când sunteți urmăriți de poliție și ridicați un pod controlat digital sau o barieră în calea mașinilor care vă urmăresc. Partea interesantă aici e că fiecare om din calea voastră e într-o bază de date și poate fi scanat, astfel încât să aflați ce face, cât câștigă, un rezumat al vieții sale și ce boli are. Atenție că aveți un reputation meter și dacă omorâți mulți nevinovați, el va scădea drastic și ajungeți un sociopat vânat de poliție 24/7. Am fost șocat să văd cât de multe personaje scanate de mine au cancer în acest Chicago virtual, jocul devenind de dreptul deprimant la un moment dat, deoarece nu puteam călca cu mașina pe nimeni la întâmplare, deoarece nimeni era numai victime sau cazuri sociale. Watch Dogs oferă în jur de 15 ore de poveste sau mai mult dacă îndepliniți și misiunile secundare, care nu sunt cine știe ce, la capitolul Appeal. Veți intra la închisoare la un moment dat, intenționat, veți evada de acolo, vă veți lupta cu găști de răufăcători din zona răufamată a orașului și vă veți infiltra în fortărețe tehnologizate cu puncte de nod CityOS. Există întotdeauna două metode să vă infiltrați, fie intrați prin forța brută cu armele, fie prin hacking de la distanță. Treceți de la o cameră la alta, apoi infiltrați ușile prin hacking, punctele de acces și veți declanșa și un minigame în care veți roti noduri de conexiuni, uneori cu timp limită pentru a realiza un hacking ca la carte. Puteți fabrica mici gadgeturi sau grenade, aveți un skill tree destul de mare, căruia să-i asociați puncte de experiență și puteți mânui o grămadă de pistoale, puști, sniperuri și multe altele. Avem partea și de un sistem de cover care nu funcționează prea bine, mai ales când vreți să schimbați unghiul de mers al lui Aiden sau să vă mutați într-o altă parte. Împrumutat din Max Payne avem și un sistem de focus care încetinește timpul și ne permite să tragem în dinamici, în situații criză, cu mai multă precizie. La capitolul condus am apreciat cantitatea uriașă de obiecte destructibile, iar comportamentul automobilelor a fost ok, deși parcă durează prea mult până ce ele se distrug complet. Fizica mașinii este bună și putem chiar să tragem în cauciucuri pentru a le opri. Problema e că mașinile AI-ului sunt mereu mult mai rapide decât noi, orice vehicul am folosit. Watch Dogs nu este acel joc mesia pe care l-așteptau gamerii, care să facă din 2014 un 2013 al jocurilor din nou.
cu un personaj principal insipid, o poveste nu foarte originală și o grafică care scârție în comparație cu GTA 5, cel puțin pe PS3, Watch Dogs primește nota 7,5 din 10 de la firstplay.ro.